Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așa, parcarea crește de la, mă rog, de la 70-80 de lei, ajunge până pe la vreo 600. Sunt variații în funcție de zonă. În prima zonă, zona A, aia din centru, vor fi cele mai scumpe locuri de parcare, 600 de lei pe an. Anul acesta costă doar 84 de lei. Pe zi înseamnă 23 de bani. A făcut un calcul Spot Media. Deci acum parcarea de la primărie costă 23 de bani pe zi. Ce, Luca, ești mulțumit? Pomană, trebuie să apeși pe buton. Da. Bun, după care lângă centru 500 de lei și așa mai departe. Întrebarea e dacă se rezolvă ceva sau nu. Noi am vorbit la un moment dat cu primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, aici, și care spunea, ne trebuie bani să construim parcări. Și am făcut un calcul împreună cu dânsul direct și a rezultat că din toți banii pe care i-ar strânge, dacă ar fi crescut prețul parcării de 10 ori, putea să facă în câțiva ani o parcare de câteva zeci de locuri. Adică nu cred că ăsta este motivul. Dar poate va mai descuraja, zic, oamenii să aibă mașini personale. Care credeți că sunt consecințele scumpirii parcărilor? 0372069599. Eu sper să-i descurajeze și pe cei care și-au luat locurile de parcare și țin o mașină acolo fără să o miște. Păi da, da, pentru asta trebuie să vină primăria să identifice locul respectiv, să-l identifice pe domn, să-l avertizeze și să-i dea amendă. Eu, ca bucureștean, salut orice inițiativă menită să descurajeze posesiunea de autoturism. Okay. Băi, eu sunt exasperat, deci în timpul zilei, dacă ai tu de ai făcut... două mașini sau? Nu. Nu, no, una am dat-o. Gata? Așa, da. Ah. Toiotica aia mică, aia s-a dat de mult. Nu cred, da, gata, s-a dus toiotica? Da, că acum mai merg cu alu tata. Deci ești lipsit. Că nu prea mai conduce, dar uite, vezi, dacă s-ar face o șmecherie de asta să mă constrângă, să așa una aș da-o, într-adevăr. Ah. Auzi, dar tu pe bicicletă știi să mergi? Da. Că mă gândesc că te-ar ajuta și cu regimul. Mi-e frică de câini. Ne-am mai povestit toată, nu știi? Nu mai sunt câini. Lasă asta. Hai să deci dăm. Ideea e că în ziua de azi, scurt de tot, așa, orice drum ai de făcut e haos în oraș, în condițiile în care corporațiile sunt închise, școli nu sunt, este un coșmar să ajungi oriunde. E coloană peste tot în continuu. Mie mi-e groază când o să treacă pandemia asta și o să iasă toată lumea înapoi în trafic. O să revină școlile, o să revină totul la normal, o să fie blocat orașul. Știu eu un loc în care te poți muta și în care n-ai probleme chiar așa mai mult. Păi da, tot trebuie, da, să vii să ții o șaorma, să ții o... Și ai și vecini de calitate, asta e. Să vii la serviciu. Hai să începem cu mesajele mai întâi. Dimineața, mă bucură această veste. Suma nu reprezintă nici măcar 100 de ron pe lună, este chiar foarte puțin, dar este foarte important să ne comunice și ce vor face cu acești bani. E important ca acești bani să investească tot în parcări, în existența lor, să facă parcări supraetajate, să facă parcări subterane și să existe aceste parcări mult mai des, pentru că banii vor veni în număr și mai mare. O zi bună! Foarte bună observație, mulțumim foarte mult. Eu nu am speranțe de la administrația publică din țara asta sau de la administrația locală să facă ceva, deși în condițiile în care mediul privat, bă, construiește într-o viteză teribilă. Eu trec în fiecare zi pe lângă aeroportul Otopeni, pe DN1. Imediat luăm telefoane și mesaje. Mai aveți un pic de răbdare că vreau să vă spun asta. La aeroportul Otopeni există o parcare pe termen lung, care este prea mică pentru nevoile aeroportului, sau era, că nu știu, acum n-am veșnic fost ocupat. Este veșnic, eu nu, sunt acolo, nu găsești niciodată loc. Aeroportul are o grămadă de teren acolo pe care ar putea construi parcări subterane, supraetajate, se putea face de ani și ani de zile să se dezvolte treaba asta, e o sursă de venit sigură, certă pentru aeroport, nu fac nimic. În jur au apărut nenumărate parcări private și am observat într-o lună, au construit un investitor privat în marginea aeroportului, pe un teren privat, construiește acum o parcare supraetajată de 2 sau 3 etaje, care o să fie câte, deci o să fie aia. Da, da, da. Cât e toată parcarea pe termen lung de la Otopeni și a făcut-o în câteva luni. Înțelegeți? Deci asta este diferența între administrație și mediul privat. Vasile, bună dimineața. Bună dimineața, Vasile. Neața. Bună dimineața, băieți. Mă bucur că am reușit să intru în direct. Te rog. Eu vreau să pun problema din punctul de vedere al cetățeanului plătitor de taxe. Da. În primul rând, cine le dă lor dreptul să mărească taxele astea? Și dacă ei vor să mărească de 10 ori, de 20 de ori, de 50 de ori, dacă sunt în legalitate cu această chestie. Și în al doilea rând, a doua problemă care vreau să o ridic, eu, ca să obțin un loc de parcare la mine acasă, înseamnă că acolo am o proprietate pe care plătesc un impozit. Mașina figurează pe aceeași adresă unde la fel plătesc un impozit. Pentru ce să mai plătesc parcarea? Pentru faptul că la mine lângă bloc a venit copii din ea, a tras două dungi albe, mi-a scris un număr
și pentru asta ne-am bani de parcare. Da, impozitele, pe proprietate. Cu plăcere, o zi bună. Asta e o abordare anarhistă. Cine le dă dreptul să ne pune impozite? Păi, pentru că în principiu iau taxe ca să întrețină infrastructura, să o dezvolte și asta le dă și dreptul să pună taxe. Am auzit de foarte multe ori argumentația asta. Ce, doamne, că dă doar cu Bidineaua și trebuie să-i dau acum nu știu câți bani? Da. Că noi nu plătim că au trasat ei două linii, adică că oamenii așa o iau, ca pe o escrocherie, știi? Da. Uite, domnule, au venit ăștia, au tras două dungi după modelul cocoș. Iar asta cu impozitele, bani. Că plătim impozite, da, plătim impozite, dar iertați-mă, adică impozitele pe proprietate în România sunt simbolice. În cele mai multe cazuri simbolice și pentru mașini. În vest, cred că sunt alte prețuri acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.